Bună ziua și bine ați venit la un eveniment pe care l-am simțit de la început, de când am aflat că va avea loc la biblioteca noastră, unul foarte emoționant, încărcat de trăiri, de sentimente. Să se contopească în acest univers, să-l absoarbă în
Lipăuțeanu, a cărui voce voi fi eu astăzi, pentru că dumneavoastră a considerat că sunt mai vocală decât domnia sa și mi-a încredințat gândurile și cuvintele sale. Deci îmi voi permite să citesc în integralitatea sa prefața cărții, iar dumneavoastră, ulterior, vă veți convinge citind-o că domnul Lipăuțeanu a avut perfectă dreptate și poate veți înțelege mai bine ceea ce citiți. Iată, își intitulează domnul profesor acest excurs în opera doamnei Iaconescu Voinița, Vers de iubire spre nemuriri. O carte alcătuită de doi artiști, o poetă și un pictor, te duce automat cu gândul la sincretismul artelor. Coexistența lor în același ansamblu potențează calitatea transfigurării, oferă o nouă impostază a comunicării lăuntrice, asigurând o mai mare profunzime și prospețime actului artistic. Brațul în jos al versului susține zbuciumul tulburător de linii care, la rândul lor, conferă densitate și mai ales plasticitate zicerii poetice. O primă surpriză ține de dorința înnoirii formale prin negare. Titlurile poemelor sunt plasate la final ca un corolar, ca un gest rezumativ și sintetic al unui demers ideal mai amplu, înfășurat în agentia mantie a poeziei. Este drept că uneori aceste subtitluri sunt mai lungi decât ar trebui, elongație generată de nevoia unei comunicări complete, dar sugestia încorporată recuperează virtuala indispoziția cititorului. În plus, versurile sunt aranjate într-un început de caligrame, aliniate spre stânga, respectiv spre dreapta, încât închipuie la mijloc un soi de estuar prin care curge nestingherită lava sentimentală. Dacă aranjamentul ar fi fost invers, ne spune domnul profesor, o observație foarte, foarte plastică, dispoziția caligramatică ar fi închipuit un arbore, nelipsit nici el de conotație. La acesta se mai adaugă și punctuația afectivă. Încălcând conștient normele, autorul pasează virgula la modul de crede că o pauză se impune pentru a spori expresivitatea și o face cu folos. Nemărginită este ingenioritatea poeților, mai ales dacă au de-a face cu artele plastice. Sub raport ideatic ne întâmplă o gamă tematică extrem de variată. Iubirea, aspirația devenirii, timpul, viața, moartea. Motivele semnificative se fixează în percepția versului printr-o căutată redundanță. Macul, vinul, ochiul, albastru, curcubeu, copilăria, aurora, lumina și, desigur, clepsidra. Spațiul central este rezervat iubirii. Sentimentul dominant al ființei umane se bucură de inspirare, de sintagma generată de o trăire directă, sinceră, frustă, lipsită de orgoliu său egoist. De la dorul care trezește până la o apocaliptică iubire. Aspirația eului se combinește osmotic, inefabil, cu farmecul partenerului. E un fel de beție prin aer astăzi. Tu îmi faci gândurile struguri ca un fel de zidire a vinului în care trupurile s-au făcut vii albastre. Câteodată, doar două interogații retorice dobândesc proprietatea de a concentra o infinitate de sfere complexe. Când te-ai trezit, te-ai gândit că treci prin tine ca o melancolie? Când te-ai hotărât să pleci de sculți de regrete, desfiat la haina dragostei, ai înțeles destinul ce te schimbă mereu sentimentele? Primordialitatea și complementaritatea. Se întrupează poetic în eterna unitate a contrarilor. Femeile sunt surițe ce adună pietrele din râu să le facă alee bavată în mozaic, spre raiul bărbătesc unde ninge, ninge dorință. Miracolul comuniunii uzează, fapt particular, de eternizare
se așeza la marginea vieții, lângă același glas Adames, să poată rămâne aceeași femeie până vor deveni aceeași frunză de catar, să-și coasă dorințele în veșnicia armei. Vraja incantatorie deține magice puteri. Atoarnă-mă în tăcere tu într-o limba agrară, până când trupul mi se face în pie plină cu acii iubirii, alegându-mă. Cum surprizele apar la tot pasul în acest volum, întâlnim printre versuri un fragment în proză și iată primatică. Un scurt metraj al trăierilor mele se intitulează Cândva o dezamăgire termit. Vibrantă, cu tremurătoare mărturie autobiografică, acest fragment. Din ea se naște cea mai impresionantă poezie. Cumpără-mi, iubito, haină cerului, care îndrăznește o empatie cu transcendentă. Vocea de dincolo, purtată de un domn copleșitor, străpate granițe în domnul implacabile, realizează imposibilul întrupându-se în sintagme de semnificativă reverberație. Timpul mi s-a făcut zori, graiul nu-mi încape în zbor, clamând seninul versului, parfum de bujor, vinul mistic al mamului, sărutul dornic al fabului. Apelul nu rămâne fără ego, căci dincoace, este cineva care a cenușa a trecutelor iubiri, îi stârnește îndelungi și o mare meditații și acea cineva se ridică la înălțimea gândului de dincolo, realizând o profundă rezonanță cu metafizicul. Să-ți adun pașii într-o batistă, când ceasul în valachia cerului să pornească mersul către devenire. Mai peste tot aceste complexe trăiri interioare își caută anxios limbaj de exteriorizare. Suferința din dragoste este transpusă în atribute ale unui dureros complex de autominimalizare, dar și în combinații semantice care oglindesc puterea de metamorfozare în albastră iubire, cum spune autoarea. Plutește în acest univers obsesia delimitării, a definirii, având ca finalitate înțelegere. A fost o vreme când apariția unui volum de poezii, ne spune domnul Bilibăuțeanu, era condiționată de existența unui text patriotic. Așezat pe prima pagină, textul respectiv rămânea de cele mai multe ori necitit. Astăzi, când de bună voie și de sfid de nimeni, un poet își deschivă calde trăiri legate de pământul natal, interior, iar versurile poartă pecetea sincerității. Se întâmplă aici cu poemul Mărul întâi străbun tricolor. Gestul este foarte mai lăudabil în contextul unei viziuni adesea persiflante asupra tot ceea ce este românesc în comparație cu civilizația Occidentului. Și ea la urmă e discutabilă, ne spune în paranteză domnul profesor. Un sector interesant grupează poeme care interpretează Dora Teodora Diaconescu Voitiță, o poetă cu tonalitate gravă, îndrăznind note ludice. Când cerului îi veniseră îngerii, steaua cea coborătoare se coboare, atunci iudeii o vândură pe niște galbe păgânilor. Legendara Evă este ternă și ubicuă, luând zilnic multe ipostaze, Ariana, Ana, mândra Penelope. Eterne sunt dulceața feminină, ispita ce strânește adamice porniri, dar și traista cu păcate. Ritualul creștin pătrunde și el în aria de interes, dar într-o formulare frustă, diferită de nivelul stilistic anterior. Botezul, cum este descris de Dora Teodora Diaconescu Voitiță, se înfățișează în felul următor. Mă duse nașa să cânte sfințirea, unitatea mea rebelă și stup, mă dezbrăcă de dragi în apa sfântă și îmi jucă cu nașii dansul îngerului. Nota ludică se păstrează și în rememorarea anilor de studiu. Erau mulți arhangeli îmbrăcând născălia în sfinții susiți, mă godeau la tablă să joc în teatru amețit. Nici restul vieții nu va fi studit de această coreografie, dar răsupinsul. Profesiunea de credință a Dorei Teodora Diaconescu Voitiță este exprimată direct în două arte poetice, Papirus și Gânduri, Gânduri. Dar din referințele încastrate în alte poeme, rezultă că poezia e văzută ca o fină a sufletului,
populată de gustoase cuvinte spărcătoare de viață, ca o pată de sânge curând din sânul iubirii, ori ca o lumânare de duminică. Talentul se evidențiază într-o capacitate de concretizare plină de imediat. Metaforele plasticizante, ori revelatorii abundă. Mă plin ca o verighetă pierdută, ca o epavă a dezamăgirii, ca o ancora secundei, ca o nebunie zamparciană. Se adaugă altă numeroasă procedee artistice, sinestezia. Își făcuse o sanie vindete, să-și lasă vână în curcubel. Enumerarea, personificarea, omiterea unor vocabule în momente cruciale, modalitate potrivită de elaborare a sugestiei. Iată, atunci te aduni în durere și cu ochii blocați, lași să treacă imposibilul dezbrăcat. Sunt răni amânate de la frica adunată în... Unele segmente sunt șocante. N-am timp să mă întâlnesc cu mine. Altele neagă în clișele. Feminitatea lui Dumnezeu. Sau caută ineditul lexical. O sintonie a cerului, timpurile în miocard, o narrativă trăire. Cartea este bogată ilustrată cu tablourile lui Ioan Tripa, multe din temele și motivele poemelor, având o fericită transpunere plastică. Prima calitate a artistului este de a figura din câteva linii o imagine sugestivă. Portretele sale comunică trăiri subtile, care captează instantaneu privitorul, determinându-l să ignore inadvertențele legate de respectarea figurativului. Fizionomiile se înscriu într-o gamă diversă, de la sobrietate la sedimentată. Un autoportret ne demonstrează rolul important al umbrei în pictură. Altul susține perenitatea procedeilor clasice. O figură feminină, voalată într-o căutată evanescență, degajează plajă și mister. Un chip de bătrân vădește utilizarea curajoasă a culorii albe, care, dublată și reliefată de dușe închise, generează un portret demn de a fi model didactic. Chipul unui tânăr determină privirea să alunece peste evidența liniei și a culorii, să pătrundă în lăuntrul ființei, receptând într-o frunzime de gând și simulea sceptică a subiectului. Fenomenul este reversibil, privitorul contaminându-se de puterea reflecției și însușindu-și incertitudinea legată de viitor. Amintindu-și de începuturile sale ca zugrav de biserici, Tripa realizează un portret icoană de excepție. Canoanele par a fi respectate prin amuncite trăsături bizantine și colorit specific, dar asimetria ochilor, ușoară înclinarea capului și mai ales inscripția cu caractere chirilice dezvăluie intenția persiflantă a artistului, care a surprins cândva o persoană într-o postură demnă de o caricatură mai degrabă. Din potrivă, contorsionarea dureroasă a unui timp chinuit, privată posibilitatea levitării, dar silit să urmărească zborul liber al autora, șochează profund prin dramatism. O rolă de sfânt pare încătușarea pe care o forțează în seta lui de ascensiune spre azur. Într-o altă variantă, dispare aureola și crește numărul păsărilor. Gândirea pictorului este în perpetu dinamism. O aglomerație de simboluri populează creația lui Ioan Tripa, sporindu-i valoare. Simboluri celeste, umane, criptice, stimulează multiplicarea posibilităților de interpretare. Un zbor proiectat pe o planetă de plumb semnifică desprinderea de prozaic, de material și aspirația spre metafizic, spre spiritual. Concretizarea legendei privind eliberarea sufletului din lanțurile terestre. Un copac pietrificat sugerează perenitatea, eternitatea, forța istorică în componența unei națiuni. Simboluri străvechi dobândesc moderne conotații. O cruce indiană care a inspirat funesta svastică nazistă capătă aici tentaculele unei balaur pașnic, lipsit de ispită omucide. Un cadru migălos construit protejează delicatul joc al conceptelor de yin și yang sau cu poate al unor zoni, motiv reluat într-un alt tablou cu patru notătoare copciate. Apar și motive clasice, precum cheia lui Daniel Sihastru. Alte elemente emblematice, statuile din insula Paștelui, sunt transfigurate solar ca o deschidere a paradisului pe un picior de plan ionic. Universul domestic apare încastrat în mozaic, degajând o atmosferă idilică. Trei pisoi în jurul unei mulcele de lac. Pe un palier superior, mozaicurile lui Tripa redau complicate mecanisme bazate în
seria obiectelor care ne există, reține atenția un astru întunecat, emițător de radiație difuză. Multe imagini trebuie receptate din dublă perspectivă. Ochiul avizat, sesizând un paralelist cu misiune comunicativă, plin și gol, linie punct, verde și roșu, substituie reciproc spre obținerea unei semnificații. Dintre procedeile proprii literaturii, Ioan Tripa abordează povestirea în povestire sau povestea în ramă. Misterioasa conversație între două entități polietice este străjuită de o ramă confecționată din lemn fust, împinare de străvechi pe orizontală și montată pe verticală. Nu rare ori când un tablou al lui Ioan Tripa asemenea unui poem semnat de Dora Teodora Diaconescu, Boichița, sub intitulat Ia o emoșă în așteptare. Reintrează sincretismul artelor pe care vorbeam la început. În rest, tulburele vieții trece prin clepsidră, căutând cu iubire lumina adevărului. Și această experiență, implicând conotații filozofice și artistice, trebuie să-i spândească, pentru ca să nu murim de detrăire, de sclavia obișnuinței, de prostiei aroganței, de neînțelesul vieții, de ura față de celălalt, de indiferență. Transmite emoțiile proprii în mii de nuanțe, în șapte
Posibil că majoritatea oamenilor sunt trăit infinit de multe sentimente, dar vorba de focalizilor este nu atât ceea ce atinge profunzime, ci aceea de a putea să le exprime. Doar exprimă cu uimitoare ușurință măreția trăirii până la extrem. Tristă sau fericită, de la încălcă sau uimitoare, simt când citesc poemele ei că trăiește cu toate sentimentele date la refuz. Fără efort și aproape de nevoia de seamă folosește o formă variată de mijloace artistice, personifică în termeni artistici, spectaculos și chiar și abstracțiune. Își extinde aripile cu întrebări. Cum miră? Fără a califica ceva. Trăiește odată cu ea sentimentele ei. Orice poem surprinzător în el însuși este o prea piatră prețioasă într-un volum valoros. V-ați cu voi să citiți pe aici de cei care cumpără primul volum. Sunt curioasă dacă în sală mai sunt prieteni de Doamnei
interiorul, universul acesta interior foarte bogat și foarte sensibil al domniei sale. Și o să acordăm în continuare atenție ilustratorului acestei cărți, pictorul Ioan Tripa, oneștean gen de gen? Da, da, și eu vreau să spun ceva pentru Ioan. Pentru Ioan? Imediat. Deși eu sunt pictor, dar nu m-am ridicat la cum domnii stare, dar dacă un... Felicitări, dar noi vă așteptăm să știți că expoziția de tot oricând. Nu sunt nici critic de artă, dar trebuie că am comentat și cu poezie și am văzut scris și eseu, dar nu m-am ridicat. Ok, oare. Ion. Mai da. Noi ne-am întâlnit de amuns. Deci cel mai firesc om din lume se ascunde desăvârșit în culoare, începând în simbolurile principale ideii ale creației, în care se simte impus fără voie, dar după tot am dat că există, deci când va trăi degeaba. Oriunde vor fi lucrările lui, îmbogățesc patrimoniul românesc al arte plastice, cu misterul tale, personalitatea sa, viața lucrurilor. Pentru că ești incurabil artist, valoros, asta e, trebuie să treci cu obara asta, de făcut. Păi, într-o lucrură foarte inspirată, pentru că o urmează să ascultăm pe domnul Roland Gocic, artist plastic și domnia sa, dar nu numai, jurnalist, om de cultură. Absolut. Da, deocamdată ești aici și te invităm să ne spui câteva cuvinte despre prietenul nostru comun. Fără îndoială, Ion Tripa este un pictor cu experiență care știe să-și organizeze expoziție. Nu lasă lucra mai întâmplării. Și încearcă să ne transmită ceva din emoția lui. Ei, emoția lui nu e cea pe care, nu știu eu, ar transmite-o altcineva. Nu o să vedem niciodată un bărbat sau o femeie cuprindu-se în fața unui tablou al lui Tripa și să spună, vai, ce drăguț! Nu, eu până n-am găsit nimic dacă ar spune, vai, ce drăguț. În schimb, mă uit, mă gândesc și plec acasă așa cu o temă în cap. Am o temă, știu că am la ce mă gândi ceva. El ne propune multe, niște simboluri, în primul rând. A vorbit domnul Pilipăuțeanu despre simboluri și, într-adevăr, sunt multe. Sunt simboluri creștine, sunt unele precreștine sau budiste, cum e svastica asta. Ne place mult să-i spunem svastica. Svastica s-a numit din cauza nemților, dar e un simbol budist vechi și străvechi, pe care îl găsim în multă artă indiană, Asia, mă rog, se găsește în multe părți. Avem piramida. Piramida iar e un simbol arhi folosit și mult uzitat și care încă face bani, ca să zic așa, face parale multe. Tripa folosește în pictura lui culori tari. Deci nu prea avem așa culori pastelate, așa să adormim, să ne mijească ochii în fața tablou. Nu, ne uităm chiar cu ochii bine deschiși și vedem culori, dar vedem o tușă puternică, ceea ce denotă o personalitate puternică. Nu să vedem foarte multe culori care se disipează, se pierd unele în altele. Nu, e genul ăla de aproape expresionism, unde culoarea e atras cu bidinaua și a rămas culoarea acolo. Pe de altă parte, simbolismul parcă nu ne lasă să-i spunem numai expresionism. Deci, un expresionism încărcat de simboluri, încărcat de magie și, de ce nu, de creștinism, până la urmă. Adică, chiar dacă lumea lui Tripa, lumea pe care ne arată aici, nu există. Deci, ce vedem aici, nu o să vedem nici pe stradă, poate în picturile albă, da? Chiar am mai văzut ceva, dar nu o
Bărbățchie, mi se par familiar, pentru că fragmente, secvențe din tablourile lui, le vedem. Nu le vedem ca un tot, așa cum mi le prezintă el. Multe, cel puțin pentru mine, multe din tablourile lui dau senzație de supratipar. Exact ca timbrele alea care mai, dintr-o greșeală a tipografilor, mai treceau încă o dată pe la tipar. Și se vede, adică unele cred că au mai fost completate, au mai... Și asta face parte din zbaterea oricărui pictor, oricărui zic eu, care are o problemă în a spune gata, aici se termină, gata, tabloul e gata. Pentru că dacă acum i-aș spune, păi mă fac, vezi cu tare tabla, că mi-aș permite, n-am permis, dar dacă se zice, mi-aș spune, bă, vezi că e așa, probabil ar mai găsi ceva de făcut, la fiecare din tablou. Probabil greșesc. Dar e bine să nu-i spui, pentru că el este permanent nemulțumit și niciodată nu finalizează să spună că da, am terminat, vreau să arăt. Acum este un mare eveniment că a ieșit Ioan Tripa cu aceste lucrări în fața noastră, pentru că ne rugăm de el de 2 ani ca să facă o personală. El, da. El are problemă cu simbolurile, dar eu am văzut mai ani mai mulți în urmă în tablouri de ale lui și el folosește niște simboluri, dar nu le folosește atât de pregnant și ca să cadă în manierism. Manierism e o chestie păguboasă în arce. Deci el se poate vorbi de un stil al lui, dar nu de manierism. Un stil al lui, spune, băi, recunosc tablouul ăsta, parcă mai... Dar niciodată nu pot zic, băi, recunosc că de-am trecut, sau să zic, l-am mai văzut, nu am mai văzut, Icarul ăla, de exemplu, l-am mai văzut în niște reprezentări și prin tablouri, da? Acolo Icarul e cu spatele la astronom, adunecat. Îl bănuim în soare pe Marte, da, o pitică roșie sau ceva. Mă rog, nu-i place, asta e, stă cu spatele. Avem simbolul ăsta creștină, ăsta poate veni foarte bine din Maramă, din Sfânta Maramă. În centrul cei, la Sfânta Maramă, e capul lui Hristos aici. E pământul, e altceva. Avem aici un cerc, avem aici un cerc pe care l-aș numi un ensul european, un ensul la chinezi, e un cerc care se face cu o singură trăsătură de pensulă, cât îți ajunge vopsa, cât nu mai ajunge, asta e. Ei, vedeți, atunci ăsta nu e foarte uniform. Chiar dacă nu e făcut în aceeași tehnică. Și multe simboluri care nu dau până la urmă de nimic, cum pe când ușor la tablourile lui, la tablourile lui ne uităm și vedem pe gânduri, așa. Ia uitați, acolo e o omega, da? Mai are undeva alfa și omega. Cum bine zicea cineva, mai dacă văd copii acum aia, o să spună despre omega că se crește. Alfa e alfa, dar omega e mai ușor de integrat într-un tablou. Omega e sfârșitul, e trecere, e formă de poartă, formă de arcadă. Ei, alfa e puțin mai greu, dar el găsește locul să integreze și să... Bineînțeles, și cu lumea care stă la rând, să stă civilizat la rând și către omega, da? Din ambele direcții. Uitați, și aici tot omega, ce îmi scuze că mai stau în spatele, și aici tot omega, o altă omega, deci mitul ăsta trece, ne cam bântuie pe toți, mai ales că la o vârstă acolo chiar ne gândim. Ei, el probabil ne anticipează. Noi sperăm să aflăm cât mai târziu. Îi doresc și lui să afle cât mai târziu cum e dincolo de Omega și toate cele bune și să ne auzim și să ne vedem sănătoși. Domnule, pentru noi deocamdată mulțumim foarte mult cu noi. Să ne bucurăm că suntem încă între Alfa și Omega și să ne invităm și pe am să vă descriu pe omul Ioan Tripa așa cum am înțeles eu.
m-am prăscut. Pentru a înțelege lucrurile de arta regionului Tripa, trebuie în mod special să-i cunoști viața artistului care te duce într-o intimitate pe lucrările sale. Aparițiile sale pe sineze ține de semnul senzaționalului, singularitatea și originalitatea te duc într-o lume excentrică, cu adjective superlative sau în denigrare totală. Neîndoielnic, arta sa constituie o experiență artistică de excepție, care nu reprezintă vreo școală ori vreo tendință dominantă, ci mai degrabă un tip de creator cu expresie totală a imaginii și în mod radical, un mod profund și inteligent de a gândi și trăi arta. Arta sa expresionistă mizează pe emotivitate maximă și pe subiectivitate adâncă a actului creator. Aceste caracteristici ne duc cu gândul la primii pași în pictură, care au fost în pictura bisericească, influențe care se văd în multe din lucrările sale. În concluzie, este un artist plin de temperament. Este un artist care nu îi place să picteze peisaje, dar este un excelent pictor al naturilor statice, al portretelor, al lucrurilor bizare, îmbinând în lucrările sale non-conformismul cu modernismul, dar mai cu seama o flacără permanentă cu un lirism interior care duce prin sugestie și aluzii la o expresie transparentă, de aici trăgându-se casma și independența cu care își trăiește creația. Este un Edward Munch al zilelor noastre, care exprimă în diverse forme starea de spirit al artistului și perioada în care trăiește. Pentru aceasta priviți lucrările domnului Tripa, contemplați-le și veți înțelege spatele artistului în lumea noastră contemporană. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule Ghiță Treacă! Vreau să întreb dacă cineva vrea să adauge ceva sau vrea să pună întrebare. Domnul Boxa, vă rog! O să vedeți că am... Absolut! Vrei să-ți dau microfonul? Nu dau microfonul pentru că vreau să te atențial și nici văzători. Știi că foarte bine de două motive, pentru că mâine sărbătorim ziua aniversarea a iar peste 20 de 26 sărbătorim ziua aniversarea națională. Neștiind cartea, intuind doar din ea, vreau să înțeleg sau vreau să cred că această carte este scrisă de o ieri și de un drapel. Poate să fie drapelul personal al Tripa, poate să fie ea personală a doamnei Vlad Teodora, intuiesc de ceea ce scrie în ea și ce conține și tatăl face. Aș vrea să mai întâi, pentru că autoarea se scrivează în puțin, să o provoc, doamnă Dora Teodora, vreau să vă aud cuvântul ca să cred cuvintelor scris în carte. Tripa, la Tripa, vreau să faci ca să pot crede culorilor din cartea care culmea ai reușit să te strângi și să te încheți. Da, mulțumesc frumos! În suflet că m-ați primit. Văd că timpul s-a scurs așa frumos ca în greșit. Oricum, mulțumesc. Și mi-a făcut o mare plăcere pentru că am colaborat de la distanță cu domnul Dani Revia și mulțumesc din suflet cu domnul profesor și cu maestru și m-a cam și forțat să fac ceea ce nu credeam că pot să fac. Sunt la început și gândesc că am mult, mult de învățat. Oricum, poezia. Eu am pus titlul la sfârșit pentru că nu mă consider poetă. Consider că trebuie să învăț mult ca să îmi pun titlul primul.
când voi fi poetă cu adevărat, îl voi pune primul. Acum învăț și învăț să îmbrac poezia. Nu am învățat nimic pe de rost, am inspirație pe moment și îmi cer scuze pentru emoții. Sper să fie frumos! Oh, da, scuzați. Cer ceva. Oricum, așteptați. Ok. Să-i eu cânta? Nu, încerc. Să văd dacă reușesc. Să știi că mi-ești și victima și victima naivității, abandonată în iluzii nopții, sub cerșaful plăcerilor, îmi zise sub lacrimă rănile. Nu fă să scurgă sângele prin unele, prin urmele tale. Prinde-ți sărutul înapt în culorile mării, dezbracă-ți negru din suflet, când albastrul ți-e zbor în fluturi. De te-o înfometa demonii să intri în tine cu zâmbete. Din urmele vieții purtate de umeri, ia-ți apa păcii și pune-o în durerea de mâine. Strânge naivitatea în fir de bogății, de borangic, luminii și coasă-i cămașa din undele apei, salvându-o de durere, femeie. Și rănile vorbesc. Mulțumesc! Nu vă putem mulțumi destul pentru sinceritate și pentru felul în care comunicați acum cu toți cei care vă ascultă. Vă urăm o viață literară lungă și frumoasă și ascendentă și să luați tot. Și să vă dea Dumnezeu inspirația, oamenii aproape care să vă ajute să creșteți și viața frumoasă pe care o meritați. Într-adevăr, suferința generează arta, dar poate uneori e arta un liman pentru suferință și pentru viață. Știu că este o eliberare a sufletului. Cum spunea cândva doamna Vulpescu, că poetul, în general poetul, artiștii, nu sunt fericiți. Dacă ar fi fericiți, n-ar putea scrie. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet, domn profesor Filipe Uțeanu, pentru că mi-am fost aproape la distanță și m-am bucurat extraordinar de mult. Și noi. Mulțumesc, și noi. Să fie sănătos! Profesor, încă o dată. Și o să vină rândul și artistului care a îmbrăcat în culoare evenimentul de astăzi. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Doamne, doamna, Doina, pentru găzduire. În ultimii 60 de ani am colaborat foarte bine, încă 40, am plecat acasă. Nu credeam să am parte de o a treia stare de grație. Prima a fost cu maestrul Verdilă la mozaicul din sala de gimnastică, pe care vă invit, în măsura în care vă dă voie să-l vizitați, să-l vizualizați. A fost o stare de grație. A doua stare de grație, pictura bizantină, tehnica în frescă, care nu-i deloc ușoară. Prin maestru Berdilă am cunoscut-o pe maestra Cristiana Călinescu Fondor. Două biserici, tehnică în frescă. Și acum, a treia stare de grație, întâlnirea cu versul. Abar n-am. Dacă am făcut bine sau nu. Abar n-am.
dar o logodnă s-a produs între culoarea mea, mai ghilie, mai cum, în fi. Și purita de vers. Vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult. A fost foarte drăguță doamna Doina, ne-a ajutat foarte mult, nu mă așteptam și sper că în viitor să fiu cât de cât la înălțime. Vă așteptăm și cu celelalte cărți, o să avem bucuria să le lansăm aici atunci când vor apărea. Aș vrea să știu dacă mai este cineva care vrea să spună câteva lucruri, domnul Cristian, vă rog. De-a lungul timpului m-au urmărit conexiunile între evenimente și socotesc că este de aleasă simțire munca desfășurată astăzi la oamenilor care îi spun și unii care au venit la un eveniment deosebit. În urmă cu 20 de ani se inaugura spațiul acesta, biblioteca aceasta, că până la ea știm cum era situația necorespunzătoare. S-a întâmplat o minune și trei oameni de suflet, Dumnezeu să-l odihnească domnul Mihai Ciopotaru, Dumnezeu să-l odihnească primarul Constantin Zum și colegul Bătan de la Macau de la o formațiune politică, au format un trio de suflet și s-au dus cu forța la București și au agățat trebuința unei biblioteci la Bănești de o mare lucrare, o autostradă Viena-Constanța. A apărut atunci o nebunie, dar om de investiții, primarul, inginer Constantin Luzu, da, zice, bine, e nebunie, eu mai am trăit de astea, ce l-a învățat ce-au acolo. Și din multă dorință de atunci a ieșit o realitate, s-a născut biblioteca asta și mulți oameni de artă, de cultură, de simțire care vin aici, știind situația de pe unde vin, se întreabă cu glas tare și pe când și așa ceva nume. Semn de aleasă apreciere, de târzenie, de tenacitate pentru lucrarea asta frumoasă care ne adună în curățenia și în subricuire. Pentru sfințire era nevoie de o altă față bisericească, nu putea să vină de la Roman datorită vârstei și sănătății și urezite preasfințitul Ieftinie Luca și de peste deal, cum îi place să spună, Ioan Segrejan, atunci episcop la Tarchita și Copasta, acum în locul lui Nicolae Corneanu la Timișoara, a venit de peste deal, dar nu a venit oricum, nu a venit cu mâna goală, ci cu Biblia de la 1688, care s-o puteți că e cartea numărul 1 aici, pe lângă alte piese de mare valoare, și cu un dicton din Nicolae Iorga. Fiecare loc are o simțire a lui, dar trebuie să ai cultură și simțire și ureche să o auzi, ca să și inimă, ca să o realizezi. Aceasta a fost terenul prietenic pentru o manifestare de suflet prin care s-a inaugurat biblioteca, aici cu spații multifuncționale, dar în primul rând prima adresă a cărții la Orești, care ne adună și urmează copii care vin din urmă, care deopotrivă, când în casele unor oameni se disponibilizează niște cărți, biblioteca le primește cu drag, cu speranță și de două ori pe an, gratuit, le oferă spre redistribuire, ceea ce e un lucru. Am ținut să sublinez că sărbătorim 20 de ani de activitate, de muncă ospitalieră a unor oameni minunați, care caută să ne cuprindă cu preferințele noastre, cu creșterile noastre și le dorim sănătate, ca și dumneavoastră le doresc sănătate, să mai facă parte bune, să ne adune într-o simțire națională, că peste puțin timp să sărbătorim ziua tricolorului, unul din simbolurile noastre. Vă mulțumesc frumos! Am ieșit la 88.
ea este o ediție anastatică. Asta voiam să spun. Să nu vă așteptați că biblioteca nu are carte veche din punct de vedere strict biblioteconomic. În biblioteconomia românească se consideră cartea veche de la 1830 înapoi. Ei, noi nu avem nicio carte românească scoasă înainte de 1830. Din păcate, această ediție a Bibliei pe care o menționează domnul Cristea este o ediție anastatică, adică o ediție care copie exact, fidel, ediția de la 1818, dar nu este aceea. Da? Domnul Lăiepre, și mulțumim foarte mult și aveți dreptate să împlinesc la sfârșitul acestei timp 20 de ani de când ne-am mutat în sediul nou. La mulți ani! Mulțumim! Mă bucur tare mult că am reușit să ajung și eu la această activitate. O activitate, iată, destul de frumoasă, întrebarea doamnei de a veni de la Comănești la Onești este binevenită și sunt convins că domnul Tripa a fost cel care a propus această întâlnire aici. Chiar dacă autoarea este la început, se observă asta și din scriere, este vorba de lungimea versurilor, uneori Alexandru, de alte ori din două cuvinte și așa mai departe, dar problema este că s-a urmărit sentimentul și nu execuția poeziei ca atare, să zicem, în spirit inițial sau simbolistic și așa mai departe. Deci este o alcătuire proprie, dar destul de consistentă. Aș putea spune că nu este chiar la început din ce am reușit eu să citesc două, trei pagini aici și o felicit pentru acest lucru. Foarte multe sigur, așa cum a spus domnul profesor Filip Băuțeanu, pe fața pe care a pătuit-o, și foarte multe sentimente adunate la un loc, de care, zic eu, a profitat domnul Tripa, pe care eu știam mai la început sculptor, chiar am vrut să avem o colaborare cu dumnealui, dar vremurile au fost și mai sunt încă așa cum sunt ele și nu s-a putut face această colaborare. Era vorba de ceva în mozaic, dar observ că și tablourile pe care le-a prezentat seamănă asemenea unor mozaicuri veritabile, personale și cu simbolurile de rigoare. Adică este un prea plin aici de pictură și poezie pentru care noi, eu personal, le mulțumesc. Pe doamna de la Comănești, nu știu, deși... Da, da. Fiți binevenită și binevenite amândouă. Problema este că s-au întâlnit doi artiști care ne-au dat această posibilitate să ne bucurăm. Că, de fapt, dumneavoastră ne-ați chemat ca să ne bucurați. Vă felicit și așteptăm eventual alte și alte asemenea întâlnire. Dar, înainte de a încheia, eu cred, eu am încercat ceva. Nu se poate, iar vremurile sunt așa cum sunt ele. Ce ar zice domnul Tripa, dacă ați merge cel puțin într-o școală, dacă nu în două, să prezentați copiilor aceste aspecte. Nu știu câți profesori de desen, nu
știu că-s profesor de muzică, nu știu că-s profesor de istorie, se implică în a dezvolta, a prezenta cultura și a o dezvolta și a o transmite mai departe. Mai degrabă am văzut reticență și lucrurile care sunt, mai degrabă teama de a nu avea școala vorbită, de exemplu, sau alte lucruri de genul acesta, și în loc să aibă o coloană vertebrală verticală, a ajuns să aibă coloană vertebrală puțin îndoită, ca să nu spun mai multe. Deci eu vă mulțumesc încă o dată și mulțumesc tuturor celor care au venit și au contribuit, chiar dacă n-au vorbit, au scris aici ce au scris, și să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim cu asemenea momente. Vă mulțumesc! Biblioteca încearcă însă să sublinească, dacă simțiți că sunt niște scăderi în calitatea învățământului artistic, să știți că în oraș sunt câțiva profesori de desen care chiar se implică și pentru cei care sunt interesați, sunt niște oameni foarte inspiraționali. Pe de altă parte, și biblioteca încearcă să facă educație non-formală prin tot ceea ce împlinește. Dacă mai este cineva care dorește să ia cuvântul, dacă nu, îmi veți permite să închei, vreți? Îmi veți permite să închei, să spun că n-am simțit, sper, foarte bine unii în compania celorlalți, că mulțumim celor doi artiști pentru bucuria pe care ne-au făcut-o astăzi, mulțumim celor care au gândit pe marginea operei lor și care ne-au făcut să înțelegem poate mai bine semnificațiile cuvintelor și ale culorilor. Și vă invit pe toți la colocul de impresii să vorbim și într-o atmosferă mai puțin formală despre opera celor doi. Să ne vedem la următoarea noastră activitate, sper, care este mâine, este vernisajul expoziției de I, cu sute de doamnele de la Șezătoare Parcău, o puteți vedea și în spațiul expozițional, dar sper ca mâine la vernisaj să aflați mai multe despre asta. Vă așteptăm oricând la evenimentele noastre, vă mulțumim foarte mult pentru participare și mult succes în continuare celor doi artiști. Să vedem de autograf, da? Să vedem de autograf.